De partea cui ar trebui să fim noi în războiul ăsta? De partea rușilor sau de partea americanilor? Amândouă părțile. Nu se poate, trebuie să alegem una. Nu avem cum. Din punct de vedere al categoriei de valoare război, eu să spunem cine are dreptate cel mai mult. Din câte puncte de vedere s-a declanșat războiul? De partea americanilor. De ce? Pentru că... Aici să vă văd. E băieți cu capul pe umeri. Partea cui ar trebui să fie România? De partea rușilor sau de partea americanilor? Asta vreau să vă întreb. De partea rușilor, că suntem vecini cu ei. Ce, situația americană cu situația rușilor, cu categoria istorie rusă. Cu cine ar trebui să țină România? De partea cui să fie? Din ce vă dați dumneavoastră seama? Din punctul meu de vedere, să fie de partea... cine are dreptate procentele de maximă importanță la valoarea națională a statului, în economie națională? Și pune să fim de partea americanilor mai degrabă. Cred că de partea americană. Ce nu vă place la Aluș? De ce nu e bine cu ei? Uite, vine anul timpul de la ei. Păi și? Păi ce, suntem în Siberia și în România. Nu vă place clima, nu? Sau cum? Ne-a trimis anotimpul ăsta rece pe cap. Eu sunt în Ichigiu și îți dați seama, pe mine m-a rupt. Americanii cum spuneți că sunt? E oameni serioși. E oameni... De unde v-ați dat seama de asta? Cum? Păi... Ei n-au umblat să... Zic... Să ducă să... Să acapareze terenuri. Ei a fost pentru dreptate, cum pentru ar fi treaba, da. Bun. Rezultatele foarte mari înseamnă că... Românii se dă de partea americanilor și din acest punct de vedere obține un rezultat mare în război, dar dintr-un punct de vedere al puterii de funcție economică. Deci funcția economică, dacă are putere la informatică națională de stat, dacă nu, poate să cedeze. Dar să ne dea gaze mai ieftine. Am înțeles. Deci ar fi o variantă să trecem de partea rușilor. Da. Păi cu Rusia mai fost odată cu ei. Și cum a fost? Păi... N-a fost bine deocamdată. N-a fost bine. De ce n-a fost bine? Păi, eu nu pot, că eram prea mic atunci ca să spun. Americanii de ce nu prea vă plac așa? De fapt, toate țările europene îmi plac. Ce părere aveți despre americanii ăștia? Eu nu cunosc foarte bine, dar dacă cucerește o mentalitate de informatică pe multe ministere și obține o putere superioară la categoria economiei de țară, eu îi consider superior. Atunci să fim cu americani. Păi cu americanii suntem, ce să mai... Americanul spuneți că e băiat serios? Da, da. De unde v-ați dat seama? Cum? Te-am văzut la televizor atât. De partea rușilor sau americanilor? De partea oamenilor cinstiți care ține cu țara lui.